De la prima apariție a GTX 950 de la Nvidia, eu personal am fost un pic sceptic în ceea ce privesc performanțele în jocuri. Am încadrat-o ca o placă video ce poate rula fără niciun fel de problemă Dota, LOL, Counter-Strike GO și cam atât. Niciodată nu m-am gândit la titluri noi. Avem ocazia astăzi să vedem dacă m-am înșelat, GTX 950 de la Nvidia fiind montată într-un sistem PC Garage. Salut, eu sunt Mădălin, iar prin intermediul acestui video review îmi doresc să vă prezint PC Garage Red Storm Trooper. Îmbrăcămintea sistemului nostru este asigurată de o carcasă de tip Mini Tower pusă la dispoziție de către Segotep, modelul fiind Donning Blade, cu un schelet zdraven și un aspect mai mult decât plăcut. La interior avem o placă de bază de la Gigabyte, modelul fiind GA-H81M S2H, pe care sunt montate procesorul Intel i5-4460, un quad-core ce nu mai are nevoie de nicio prezentare, 8 GB memorie RAM de tip DDR3 ce rulează la 1600 de MHz și o placă video GTX 950, varianta Superclock cu 2 GB memorie dedicată pusă la dispoziție de către EVGA. Spațiul de stocare este asigurat de un hard disk de 1 TB pus la dispoziție de Seagate, iar sursa, fără de care sistemul nostru nu ar zice nici măcar pâs, are o putere de 500W și vine de la Segotep, ea fiind mai mult decât ok pentru configurația noastră. Cam atât despre configurația sistemului PC Garage Redstone Trooper, configurație ce poate suferi anumite schimbări din când în când, acestea fiind date numai de brandul sau mai bine zis producătorul componentelor, neafectând performanța sistemului. Acum haideți să vedem și rezultatele testelor ce au rulat pe PC Garage Redstone Trooper. Am rămas surprins? Da. Chiar dacă avem în față varianta Superclock a GTX 950 de la EVGA și chiar dacă temperaturile sunt un pic cam ridicate, atunci când este stresată la maxim, se descurcă de minune în orice titlu va rula. Este adevărat că întreaga configurație este una foarte bună, dar încă nu vine să cred cât de bine s-a descurcat acest GTX 950, dându-mi un pic peste cap toate părerile pe care le aveam despre ea. În sensul bun mă refer. Am încercat să rulez pe PC Garage Redstone Trooper, chiar și mai noul Rise of Tomb Raider, cu detalii high, iar cele 40-45 de FPS-uri fac ca jocul să fie extrem de cursiv și să nu deranjeze. Recomand PC Garage Redstone Trooper, este pentru prima oară când zic lucrul ăsta,
în cadrul unui review dedicat sistemelor PC Garage, bineînțeles, tuturor celor ce vor să joace titluri noi și nu sunt deranjați că pe aici pe acolo se mai reducă un pic din detaliile grafice. Acesta a fost review-ul dedicat sistemului PC Garage Redstone Trooper, ce este disponibil în site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.